Și acum despre știrea politică a zilei. Dian Popescu a demisionat din PNL chiar înainte ca propunerea organizației județene de excludere să fie analizată de liderii de la centru. Senatorul spune că nu mai poate sta într-un partid în care copreședinții sunt foști lideri ai FSN și ai PSD. Popescu susține că va semna adeziunea la ALDE pentru că formațiunea politică are o doctrină liberală. Popescu spune că nu se mai regăsește în PNL și din acest motiv a demisionat. Mi-am dat demisia din Partidul Național Liberal, întrucât, după cum ați văzut și dumneavoastră, PNL-ul nu mai e ce a fost. Sunt o serie de derapaje ale partidului. Partidul a plecat de la latura liberală și s-a dus spre o latură, aș putea spune, chiar neocomunistă, mai ales că, după cum ați văzut, că unul din copreședinți a fost mare șef în FSN, copreședintele de Gorj a fost mare șef în PSD. Copreședintele PNL Gorj, Tudor Barbu, nu a dorit să facă prea multe comentarii despre demisia lui Dian Popescu. Nu comentez în niciun fel, în sărbătorile, este postul Crăciunului, numai gânduri bune pentru toată lumea. Senatorul nu va rămâne însă mult timp independent. Popescu a anunțat că va semna adeziune la ALDE. Mă gândesc la partidul care merge într-adevăr pe valorile liberale, le susține, și nu se abate de ele, adică de la ALDE. Danilie Morega spune că rămâne de văzut cum se va înțelege Dian Popescu cu Radu Angheloiu. Vom vedea cum vor conlucra amândoi, având în vedere că ei au fost oarecum în dușmănie pe față și probabil că Radu Angheloiu a avut mai multă dreptate din acest punct de vedere, pentru că Dian Popescu nu a făcut altceva decât la Partidul Național Liberal să distrugă. Conducerea liberalilor a emis un comunicat de presă imediat după demisia senatorului. Liderii de la centru afirmă că Popescu a fost exclus deja din organizația județeană, lucru total neadevărat. Liberalii gorjeni doar au propus conducerii centrale excluderea lui Popescu, iar o decizie în acest sens va urma să fie luată astăzi.